Personalul medical din cadrul Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava va fi testat cu privire la infecțiile nosocomiale. Miercuri 23 noiembrie, începând cu ora 8, au fost testați medicii șef de secție și asistentele șefe, urmând ca până la sfârșitul săptămânii să aibă loc testarea întregului personal. Ministerul Sănătății a impus norme tehnice noi privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în spitale printr-un ordin de ministru. Potrivit Ministerului Sănătății, actul normativ cuprinde normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în spitale, tehnica de lucru și de interpretare pentru testele care evaluează eficiența curățeniei și a dezinfecției, procedura recomandată pentru igiena și dezinfecția mâinilor personalului din spitale, metodele de aplicare a dezinfectanților chimici în funcție de suportul care urmează a fi tratat, metodele de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare. Totodată, în afara normelor tehnice ce vor trebui aplicate în unitățile sanitare, ordinul stipulează că la achiziția de produse de curățenie și dezinfecție, toate spitalele sunt obligate să solicite avizul Comisiei Naționale de Produse Biocide și rezultatele testelor de eficacitate în baza cărora a fost emis avizul pentru produsul respectiv. De asemenea, Ministerul Sănătății subliniază faptul că respectarea regulilor de igienă a mâinilor de către personalul medical și de către pacienți este o parte esențială a oricărui demers de prevenire a infecțiilor din spitale. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, doctorul Mihai Ardeleanu, a menționat că personalul medical va fi testat prin teste grilă și scenarii clinice, răspunsurile urmând să fie discutate și dezbătute ulterior cu medicul epidemiologic al spitalului. Și testarea personalului, după ce legile acestea s-au publicat, s-au însușit, urmează testarea personalului și pentru ca lucrurile să fie fără echivoc, dimineața la 8 au fost testați medicii șef de secții, după aceea asistentele șefe și în cursul zilei de astăzi, mâine, probabil până la sfârșitul săptămânii, are loc testarea întregului personal prin teste grilă, prin scenarii clinice care se discută, răspunsurile sunt discutate, dezbătute cu medicul epidemiolog al spitalului și cu nucleul de epidemiologie al spitalului, pentru că, de fapt, nu se încearcă doar o însușire scolastică a acestor decrete, ci o înțelegere a lor, cum procedăm într-un caz X, Y, sunt prezentate scenarii clinice, bolnav, cu nume, cu prenume, cu patologie, care vine în spital cu X problemă și după aceea ce se întâmplă în momentul în care se identifică o infecție, deci cumva un fel de cazuri practice din care se pot trage învățămintele teoretice. Și în final se va da un rezultat, se va ști ce persoane și-au însușit legea, ce persoane trebuie să-și mai însușească anumite lucruri din legea respectivă.